A porcul, dar nu se poate așa. A porcul, poți să fii serios două minute? Nu. A porcul. Nu. Nu. Ai văd așa? A porcul, vreau să facem un interviu serios. Nu. Dar nu te apuca acum de dușit. Îți dau o gură de vin ars? Ca să n-ai emoții? Porcul, lasă-mi botoșelul în pace. Salutare și bună dimineața de aici, din Dubai. Astăzi este 8 martie, așa că acest vlog vreau să-l dedic tuturor femeilor de pe acest canal și nu numai. Vreau să urez la mulți ani tuturor femeilor din lume, tuturor mamelor, tuturor doamnelor și domnișoarelor. În vlogul de astăzi aș vrea să vă prezint partea feminină a lui Marian Adventures și anume aș vrea să vă spun mai multe lucruri despre Ramona, de fapt aș vrea să vă spună ea mai multe lucruri despre ea. Sper să reușesc să o conving și să facem împreună un fel de mini-interviu, nu știu cum să-i spun, în care ea să spună mai multe lucruri despre ea, pentru că nu e simplu, știu treaba asta, ea nu prea e obișnuită cu camera. Dar sper să reușim și să o conving să fie cât mai naturală și să ne spună mai multe lucruri tuturor despre ea. Dar până atunci am aflat că aici în Dubai există niște restaurante foarte bune egiptene, ne-a spus prietenul nostru de aici din Dubai și chiar am făcut prima comandă. Astăzi nu gătim, astăzi am comandat micul dejun de la un restaurant egiptean. De-abia aștept să vină curierul și să aducă mâncarea, să văd cum arată un mic dejun și ce gust are un mic dejun egiptean aici în Dubai. Am încercat să recreez atmosfera dintr-un restaurant egiptean. Așa arată mâncarea, specific egipteană. Sunt curios ce gust are aici în Dubai, pentru că, v-am mai zis, mâncarea egipteană este una dintre preferatele mele. Am comandat full, am comandat vinete cu cartofi prăjiți, falafel și murături. Cam ceea ce mănânc eu de regulă prin Egipt la micul dejun când ajung în Egipt. Deja atmosferă mi-am făcut. Hai să vedem cum arată mâncarea. Și o să încep cu fulul. Ful de care trebuie să recunosc, deja mi-e dor, mi-era dor. Hai să vedem. Gustul autentic al Egiptului. Pentru mine asta e o bucurie mare. Îmi pare rău că n-am aflat de acel restaurant mai devreme. Doar acum ne-a spus prietenul nostru de aici din Dubai, de el. Și într-adevăr, mâncarea este ca în Egipt. Hai să vedem și falafelul. Da, falafelul arată un pic diferit. E bun. Dar falafelul din stradă, din Egipt, e mult peste. Hai să vedem și vinetele.
acele vinete care îmi plac mie enorm când ajung în Egipt. Vinetele sunt foarte bune. În schimb de cartofi sunt dezamăgit. Cartofi la pungă. Nu, nu bun. Iar murăturile... Astea sunt excelente. Cât costă masa asta specific egipteană aici în Dubai? 40 de lei. Este un preț foarte mare pentru o masă egipteană, dar mă rog, aici în Dubai sunt alte prețuri. În Egipt, pentru așa ceva, aș fi plătit undeva la 5-6 lei maxim. Acesta este un vlog destul de greu. O să încerc să stau de vorbă cu Ramona, așa cum stăm noi dimineața la cafea. Timp în care o să încerc să îi pun și niște întrebări și o să rog și pe ea să se prezinte, să spună mai multe lucruri despre ea. De ce îi spun porcul și ea îmi spune porcul? O să ajungem cu discuția la un moment dat și acolo. Dar pentru început, Ramona, spune-ne niște cuvinte tu despre tine. Dar nu știu ce. Da, știu că e, știu adică că nu e ușor. Adică eu spun ție când m-am născut și... Păi nu spui mie, spui la cei 43.000 de oameni. Nu când te-ai născut, unde măcar? Măcar spune-ne unde te-ai născut. La Timișoara. La Timișoara, în oraș. Ești, da, o rășancă, da. Ești o rășancă 100%, da? Și ai ajuns să stai cu un țăran de la Vorța. Așa, și? Ce legătură are? Normal că nu are nicio legătură. Glumesc. Școala ai făcut-o în Timișoara, da? Am făcut, da. Filologie istorie, cum era pe vremuri. Aia am făcut. Specializare? Până în clasa a 8-a. După aia am fost la industrial 6. Și după o să vorbești un pic mai tare. Ca să se audă. Facultatea de științe economice, finanțe, bănci, la vest. Ai și profesat un pic sau nu? Mult. Mult, nu un pic. La început, primul meu loc de muncă, a fost inspector la centrul de execuție bugetară. Aveam în suport de 16 grădinițe. Grădinițe? Da, da. La centrul de execuție bugetară, da, pe partea de grădinițe. Am înțeles. Și ai fost și contabil o vreme, da? După aia ne-am deschis noi un magazin cu ai mei. Am înțeles. Și după ce am închis magazinul și barul, atunci am dus, da, am lucrat 16 ani economistă. Am înțeles. Pasiuni? Parcă n-ai ști. Păi eu știu, dar cei 43.000 de oameni habar n-au. Porcii? Păi da, că așa mai găsit pe mine. Da. Și de urmat, mașinile, raliu. Aia e pasiunea mea. De fapt, noi așa ne-am și cunoscut. Exact. Și o să ajungem și acolo. Bine, dar de fapt e ciudat. După ce, de când am fost noi împreună, după ce deja eram împreună, ne uitam la poze. A, și noi mai ne întâlnisem, de fapt, exact. Și pe la alte competiții. Aveam poze în care tu stăteai pe mașina mea. cum e făcută lumea. Bun, spune-ne mai multe lucruri despre pasiunea asta ta, care nu e tocmai o pasiune comună printre femei. Păi... Ce te atrage pe tine așa de mult la mașini? Ce simți atunci când ești într-o mașină de competiție? Nu știu să explic ce simt. Nu știu, efectiv nu știu. Parcă sunt alt om. Nu știu să explic. Și aia știi și tu foarte bine. Nu. Da, eu știu, dar cei 43.000 de oameni nu știu. Nu știu să explic. Oricum, o pornit de la o... Nici nu știu cum să-i spun. Că eu duceam la școală pe Șoarec și pe Darko. Șoarec fiind Denis. Denis, da. Și pe Darko. Așa. Și atunci Miladin, tata lui Darko, văzând cum conduc, cum merg, cum așa, el fiind arbitru în campionatul județean, așa, mi-a zis, hai, urma o etapă, nici nu mai știu unde, Cupa Euro, hai.
Eu avem atunci Toyota Igo luată în leasing, nouă, de o lună. O mașină de raliu, ce mai? Da, exact. Am zis, na, asta e, fie ce o fi. Și m-am dus la etapă. Eram, nu știu, vreo 10 fete? 8-10 fete, nu mai știu exact atunci. Am zis, hai să încerc cu buruza mea. Și am ieșit pe locul 2. Extraordinar. Și de atunci, opa, deci ți-ai descoperit o aptitudine, da, practic. De atunci era de îndemânare mai mult. Da. Și atunci, opa, păi hai că mai merg încă la o etapă, încă una, încă una, până s-a terminat anul competițional. Normal, mi-a trebuit altă mașină, că doar nu puteam cu buburul. Și am luat-o pe bubu. Honda, dar nu asta care am acum, aia la altă. Da, am înțeles. Care am avut. Și cu Honda respectivă chiar a reușit niște performanțe, nu? Da. Chiar a avut rezultate în campionat. Da, adică campioană județeană. Incredibil. Am ieșit. Foarte tare. Și după ce ai văzut tu că te descurci cu mașina și că îți place adrenalina aia și că îți place atmosfera de competiție și ceea ce se întâmplă la o competiție, ce ai zis? Hai să mă duc și mai departe, nu? Hai să încerc și altceva. Să încerc o parte de VTM-uri, adică viteză trasea montan. Și așa am început să particip și la VTM. Țin minte că era într-un an în care am participat în 3 campionate județene. Timiș, Arad și Hunedoara. Foarte tare. Păi cred că cam atunci ne-am văzut noi prima dată. Dar habar n-aveam unul de altul. Și Hunedoara am ieșit campionă județeană, la Arad am ieșit pe locul 2. Foarte tare. La Arad era Ram. Care acum merge la drift. Da. Hai să te mai întreb niște lucruri un pic mai, cum să zic eu, mai diferite un pic. Ceea ce mi-a plăcut mie la tine, Maxim, a fost faptul că tu ai ieșit din tiparul femeilor. Și anume, tu nu ești să stai 3 ore să te machiezi, să ieși din casă. Nu, ce față ai făcut? Nu. Tu nu ești cu să te joci cu păpușile. Nu. Tu ai total alte pasiuni și vezi viața altfel și lumea altfel. Mie îmi trebuie să lucru în service, sub mașină. Am observat. Mie îmi trebuie să mă repar prin casă. Adică, de fapt, chestia asta o știi. Normal că știu. Dar cei 43.000 nu știu. Păi, da, pentru că eu în facultate, când îmi trebuiau bani, mă ducea tatăl meu, fiind diriginte de șantier, mă ducea cu el să pun gresie, faianță, să schimb baterii la... Aici, aici te uiți în cameră, da? Știu că e greu, știu că e greu. Hai să facem un pic de efort. Poate te fac vlogăriță și da. Tine. Și așa m-am apucat de pus gresie și faianță. Știu că el a plecat după aia din țară și mi-a spus în baia de servici până mă întorc eu pui gresie și faianță. Așa ceva. Am pus-o, bine, că m-am întrebat cum a ieșit. Da, ai pus-o. Am pus. Hai să te întreb și pe tine niște lucruri mai indiscrete, pentru că de-a lungul timpului urmăritorii mei m-au tot întrebat. Hai să le spunem și cum ne-am cunoscut noi. Cum? Adică era o etapă la Oradea. Ceva, cred că o cauză caritabilă. Da, era o clauză caritabilă, da. Și nu clauză, cauză. Clauză. Așa, și erați voi pe parte de drift, invitați. Da, eram invitat să facem show și eram să... Eram noi pe parte de îndemânare, erau pe parte de tuning, pe parte de audio. Da, 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 era un eveniment și cu banii strânși sportiv, se... Da, se făcea ceva pentru, din câte știu eu, pentru ceva case de copii. Era... Nu mai țin minte. Mă rog, nu asta contează, contează faptul că, la un moment dat, după o pauză în care eu m-am dus să mănânc ceva, când m-am întors la mașină, mașina era luată. Tu erai în dreapta și din momentul ăla nu am mai putut să te dau jos din mașină și din dreapta mea până acum. Care a fost senzația ta și care a fost impresia ta? Păi, după cum știi? Păi eu știu, dar cei 43.000 nu știu. Lăsa așa.
Vreau, vreau, vreau. Și dacă îmi pun ceva în cap, vreau. Noi toți vă auzeam pe voi cum... Na, altfel era sunetul la mașinile voastre, altfel era... Bineînțeles, că o mașină de lift e spectaculoasă și... Și noi, eu stăteam cu fetele, cu, na, cei de la mine. Dar toți eram cu gândul la voi. E, și întrebau, cum să facem să mergem și noi la ei, să ne dăm și noi cu băieții în dreapă? Cine era capul răutăților? Ramona! Eu! Eu mă duc prima! Dar cum ai nimerit tocmai la mine în hârbul meu de mașină? Pentru că acolo erau mașini mult mai puternice și mai frumoase. Nu știu, na, mine nu mă preocupe mau. Trebuie să vă spun că în materie de competiții sportive și în materie de drift, eu mi-am făcut singur mașina și efectiv am tăiat-o cu flexul. În perioada aia eram la început cu mașina, tocmai îmi pusesem un motor foarte mare, îmi pusesem un motor V8 pe un E36 și bineînțeles că nu încăpea, așa că era tot tăiat cu flexul, aripile erau tăiate cu flexul, mașina arăta rău, dar era spectaculoasă în sinea ei. Și cred că asta ți-a plăcut și ție. Pur și simplu, când am văzut pe Mau, am zis că Mau vreau să mă dau. Și când am văzut că nu-i nimeni în mașină, zup, înăuntru, eu de aici nu mă dau jos. Nici dacă mă scoate cu tot cu scaun. Aia a fost adevărat, pentru că, într-adevăr, în ziua aia nu te-a mai dat jos din dreapta. Nu. Dar ce vreau eu să te întreb, ți-a plăcut de Mau, de mașină, da, de șofer? Hai să te mai întreb și despre domeniul ăsta de acum, în care ești implicată vrând nevrând, pentru că eu nu te-am întrebat când am început eu să fac vloguri de călătorie, eu nu te-am întrebat dacă tu vrei sau nu. Nu, mi-ai zis, hai, gata, hai, încep vlogul, hai să filmăm, mergem la cetate. Ai fost luată prin surprindere, într-adevăr, și... Cum ți-a căzut ție treaba asta că, bă, uite, ăsta vrea să devină vlogger? Ce ai zis? Sincer, nimic. Adică nici nu m-am gândit ce o să fie, ce, cum va fi. Na, încearcă, ce-o fi, o fi. Ce-o ieși, o ieși. Bine, știu treaba asta că tu m-ai susținut în toate proiectele mele și tot ce am început eu, tu chiar m-ai susținut fără niciun fel de reținere. Dar în momentul în care tu ai văzut că eu chiar mă țin de treaba asta și că te implic și pe tine, vrând nevrând... Da, pe știi că m-ai bombănit. Nu mă filma acum că n-am chef. Nu mă filma... Bineînțeles că știu. Da? Nu știu, e o chestie atât de... zici că o faci de 10 ani. Nu știu de ce, am impresia că nu... E ceva normal. Da, am înțeles, dar ție tot greu ție să fii în fața camerei. Nu, depinde ce cameră, că cu camera doar am fost invitată la atâtea misiuni și pe la... Dar când stau și vorbesc ca prost cu fața telefonului și cu mâț mor pe el... Adică trebuie să-mi iau o cameră de televiziune, să înțeleg, sau cum? E ciudat. E ciudat. Poți să le spui și bine, la... Bine, acum nu. Cum să zic, acum nu e ciudat. Dar când te duci pe stradă și se uită toți la tine ca la... Na, deci, cu alte cuvinte, asta am vrut să zic, nu e simplu să începi să devii... Normal, nu e simplu. Să devii vlogger, să începi să îți prezinți viața până la urmă. Automat se schimbă și vocea, nu ești tu, când... Parcă nu... Până te obișnuiești cu camera. Da, am înțeles, dar... Acum, în momentul ăsta, după un an în care tu ai apărut în foarte multe vloguri, crezi că ai putea să, pe parcurs, mă rog, astea nimic nu începe imediat, pe parcurs crezi că ai putea să fii mai activă în vlogurile mele sau nu? Da, cred, nu știu. E o chestie care trebuie să te și atragă, să-ți placă. Și ție-ți place sau nu? Să-ți placă ceea ce faci. Nu pot să zic, bine, nici să nu... călătorești, clar îți place. Da, nici nu, nici da. Depinde de... E, noi o să o lăsăm de la sine, bineînțeles. Eu nu o să te pun niciodată chiar să... Da, în momentul în care chiar nu vreau să apar. Bineînțeles, bineînțeles. Și de aia eu... Mulți interpretează greșit, că nu fac mâncare, că nu fac cealaltă. Dar nu
îmi place să... Na. De asta eu întotdeauna respect părerea celuilalt și probabil au fost multe vloguri în care lumea aștepta să ca tu să intervii mai mult sau sunt vloguri în care eu gătesc și tu nu apari. Sunt foarte multe lucruri pe care Ramona le face, dar aia nu înseamnă... Dar nu apare în vloguri. Nu știu cum să vă exprim. Adică... Te-ai necat. Da, nu trebuie apă. Ia, aerat. Nu trebuie. Trebuie să-mi iau apă. Așadar, asta cu apărutul în vlogurile următoare, o să o lăsăm de la sine. Dacă o să simți să apar mai mult, o să apar mai mult. Da. Dacă nu, nu. Da. La mine se vede, deci dacă fac ceva ce nu-mi place... Păi asta se vede la oricine. Eu nu pot să mă ascund, adică să... Nu știu, și atunci am o mutră din aia acră. Clar îți dai seama că nu mă simt eu. Mă gândesc că orice om e așa și... Nu. Și decât să regizez, nu pot. Da, știu treaba asta, pentru că eu după un an și două luni deja de vlogging, nu sunt 100% confortabil în fața camerei. Am și eu momente când efectiv nu am chef să apar sau am momente când efectiv nu îmi vin cuvintele. Stau în fața telefonului ca mutu și nu pot să spun nimic. Mă gândesc că știi și tu situația asta. Normal că știu. Deci cam asta despre vlogging. Cum te vezi în următorii ani? Te vezi călătorind cu mine prin diferite colțuri ale lumii ciudate și puțin vizitate, așa cum ai văzut că îmi place mie? Sau nu? Da. Adică da și nu. Adică, de exemplu, în Sudan, ai fi venit cu mine? De venit aș fi venit oriunde. Deci aș merge oriunde, dar asta nu înseamnă că îmi va și place. Am înțeles. Adică da, merg oriunde, dar aia nu înseamnă că trebuie să-mi și placă. Adică ajung acolo și poate nu-mi place. Păi asta se întâmplă oricărui călător, pentru că și eu pot să mă duc într-un loc și să nu-mi placă. Da. Eu chiar am pățit treaba asta și am ajuns în India și nu mi-a plăcut. E normal și nu cred că există o persoană care să zică nu vreau să merg acolo. Măcar și din curiozitate și tot vrei să te duci să vezi. Nu știu, da. Da. Dar te călătorit cu mine, vei călători. Normal că voi călători. Și dacă nu o să călătorești cu mine, o să mă lași să plec singur? De parcă de 10 ani nu o faci. Asta iar e o problemă pe care multă lume nu o înțelege. Cum de tu mă lași să plec 2 luni singur în lume? Simplu. În primul rând, se bazează pe încredere. Și în al doilea rând, dacă eu nu pot, de ce să nu las și pe celălalt, numai pentru orgoliu și cheful meu de a nu lăsa? Adică asta e o prostie. Dacă eu nu pot în momentul ăla, sau nu vreau, de ce să nu te las și pe tine? Care, ce motiv aș avea? Nu știu dacă vă dați seama cât de incomod este și pentru mine acest acest mini-interviu. Dar aminte pentru Ramona, care cred că e prima dată când stă atâta în fața camerei și se vede pe ea că nu e în elementul ei. O să încerc, de fapt nici așa nu-i bine, să te filmez mai mult, să te surprind cumva cu filmatul. Cred că nici așa nu-i bine. Eventual, fără să nu... Bine, tu știi foarte bine, mie îmi plac chestiile alea spontane, adică nu... Vezi că filmez acum, uite-te la cameră. Păi da, știu, dar na, sunt cazuri când îți dai seama, nu pot să filmez fără să da, nu știi că filmez. Da, dar mai mult îmi plac spontan. Păi cam asta e Marian Adventures, spontan și neregizat. Exact. O să continui cu același stil și poate în timp să fii și tu mai confortabilă cu camera. Dar asta rămâne să... La alegerea mea. La alegerea ta și pe parcurs, dacă exact. E ok sau nu. Exact.
Hai că nu te mai chinui. În încheiere, câteva, nu știu, vorbe, cuvinte pentru urmăritorii canalului, mai ales pentru urmăritoarele canalului, pentru că astăzi e 8 martie, din partea lui Porcu. Așa, hai să dezbatem un pic și asta cu Porcu. Pentru că cei vechi de pe canal au înțeles că nu ne mai putem schimba, dar sunt unii noi. Sunt unii noi care încă ne ceartă că noi ne spunem unul la altul Porcu. Care e părerea ta vis-a-vis de problema asta majoră pe care... Bine, majoră pentru unii. Păi majoră pentru unii. Ai putea să-mi spui altfel decât Porcu sau nu. Eu? Dacă ți-a spune Ramona, cum ar suna? Am impresia mare? Că ai fi supărat pe mine dacă îmi spui sau nu știu, ciudat. Da, deci o să ne schimbăm vreodată, o să ne spunem altfel. Nu. Prefer să spun altfel în afară de Porcu. Și Nino să se schimbe, pentru că deja avem 9 ani împreună, 9 ani împreună. Deci, vă dați seama, după 9 ani nu mai putem să schimbăm treaba asta. Așa, și în încheiere, niște cuvinte din partea ta pentru urmăritoarele canalului, în primul rând, și pentru toți abonații și membrii canalului. În primul rând, pentru ele, la mulți ani de 8 martie. Iar pentru toți urmăritorii, să te urmărească în continuare. Mulțumim, mulțumim mult! O să închei aici acest vlog. Mai avem o zi de izolare. Am trecut ușor peste perioada asta. Acum, în ultimele zile, a devenit un pic mai greu mental. Dar am găsit soluția. Și astăzi, când ne-a fost mai greu, am făcut ceva ca să ne ridice moralul și să ne revină pofta de viață. Și anume, am luat niște bilete de avion. Așa că vom continua călătoriile, bineînțeles. Nu vă spun unde încă. Va fi undeva în mijlocul unui ocean. Atâta numai vă spun. Și o să plec împreună cu Ramona. Așadar, încheiem acest vlog într-o notă foarte optimistă. Mâine e ultima zi de izolare, poi mâine dimineață mergem la test, după aia brambura prin Dubai. Avem foarte multe să facem în ultimele două zile de Dubai, sper să ne iasă tot ce plănuim. Dar până atunci, eu sunt Marian Marcet, ea este Ramona. Vrem să vă transmitem încă o dată un gând bun de aici din Dubai tuturor femeilor. Vă spunem la mulți ani. La mulți ani! Și tot ce vă doriți și vă mulțumesc mult pentru că ne urmăriți, vă mulțumesc mult pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor canalului și tuturor celor care au donat pentru susținerea acestui canal, donații din care o să facem în continuare călătorii. Așadar, de aici din Dubai, eu vă spun împreună cu Ramona, la revedere și masalam! Ciao!